Hei, salutare IT-șilor, bine v-am găsit la un nou episod din vlog de IT. E momentul acela al anului din nou, momentul în care răcim, bineînțeles, două secunde, îmi cer scuze. Ok, și acum că am trecut și peste asta, e încă un anumit moment al anului și anume momentul în care o mulțime de tineri din an terminal de la facultate încearcă să își găsească proiectul perfect pentru lucrarea de licență, lucrarea de disertație, de doctorat nu zic nimic, acolo nu mă bag, nu am treabă cu doctoratul, nu am doctorat, nu știu exact care e treaba cu doctoratul, la celelalte două aș putea să mă bag puțin și să discutăm câteva lucruri, pentru că această căutare este infinită. Mereu studenții caută subiectul pentru licență, niciodată nu e prea bun, niciodată poate nu le place 100%, de unde fac rost de niște idei, cum ar trebui să fac totul, sunt o mulțime de întrebări. Hai să începem acest drum ușor complicat, aș zice eu, în căutarea proiectului de licență perfect sau a idei pentru un proiect de licență perfect, mergând prima dată până la calculator. Totul a pornit de la acest thread de pe Reddit / programare, unde am găsit postarea asta. Salut, sunt student în anul 3 la Info, caut o idee de proiect de licență să se încadreze ca aplicație web. M-am gândit să fac o platformă de e-commerce, dar am vorbit cu unii colegi de serviciu care au terminat anul trecut și mi-au sugerat să găsesc ceva care să atragă atenția și să nu mă complic atât de mult, mai ales pentru licență. Încep să cred că nu e o temă atât de bună. Da. Spune cineva aici, bro, eu am avut colegi care au venit cu teme de Joomla la licență și au luat 10. Spre exemplu, eu am făcut un proiect cu TensorFlow unde un AI îți recomandă trail-uri de hiking. Ghici cât am stat la prezentare 3 minute, ghici câte întrebări am avut la proiect. 0. În PLM mai bine mă jucam CS decât să stau luni de zile să-l fac. Da. Aici e o chestie foarte interesantă legată de temele și modul în care trebuie abordată licența. Hai să dezvoltăm puțin. Și pentru asta vreau să-ți aduc aminte de acest video unde ți-am explicat acum ceva timp cum a fost treaba cu lucrarea mea de licență. Ideea e că trebuie să știi câteva lucruri când vine vorba de lucrare de licență. 1. Tema e destul de importantă, dar pentru profesor, nu neapărat pentru tine, pentru notă, pentru contextul facultății, să zic așa, nu neapărat pentru tine, din nou. Adică, tema, în primul rând, trebuie să fie acceptată de profesorul coordonator. Deci, dacă tu nu ai un profesor coordonator, el ar trebui să fie primul pas, să-ți cauți un profesor cu care îți place să lucrezi, care e ok, care știi că e la un nivel destul de înalt în toată facultatea, astfel încât să aibă influență asupra comisiei de evaluare. Pentru că dacă ți-e un profesor care e mai tânăr, care poate să conducă lucrări de licență, dar e la un nivel foarte jos, nu prea e cunoscut în facultate, nu e destul de influent, nu poate face nimic. Pe când într-o comisie, când sunt toți grei ăia la masă și știe cineva, uite, ăsta este studentul cu lucrarea de la șeful de catedră, păi nu putem să-i dăm 6, nu putem să-i dăm 7, că l-a pregătit șeful de catedră, trebuie să-i dăm mai mult. Ei bine, ăsta e primul pas, caută-ți un profesor coordonator de nivel cât mai înalt, cât, depinde de tine cu cine vrei să lucrezi și cât de sus poți să ajungi la omul acela. Pe urmă, întreabă-l dacă are el anumite teme, dacă uită-te la ce cursuri predă și încearcă să găsești niște teme din zona aceea unde el e specializat. Dacă un profesor ce predă tehnologii web, clar poți să mergi pe un proiect web. Dacă e un profesor care predă mai mult chestii ce țin de, nu știu, algoritmi, AI, machine learning, mergi pe partea aia mai bine. Și în modul ăsta poți să ajungi mult mai ușor și mai rapid la o temă pentru lucrarea de licență care să fie cât mai ok în contextul facultății. Atenție, nu te va ajuta pe tine extrem, extrem de mult. Te va ajuta că o să înveți chestii noi, o să înveți să faci anumite lucruri, o să înveți tehnologii noi, tool-uri noi, dar nu e neapărat pentru tine. Și chestia asta, na, nu e chiar ok cu sistemul de învățământ de la noi, dar trebuie să o faci așa pentru că în zona asta de facultate, învățământ superior, e o mafie foarte mare între profesori și tot ce se întâmplă acolo. Așa, și să zicem că ai făcut primul pas, ți-ai ales profesorul, ai analizat ce cursuri are,
ai stabilit că, de exemplu, e mai priceput profesorul sau predă mai multe cursuri în zona de web, cauți niște teme care să-ți placă din zona de web și poți să-l întrebi și pe el dacă are anumite teme. De obicei, profesorii au o listă cu temele lor pe care le dau în fiecare an sau odată la 2 ani le mai rotesc dacă sunt mai elevați ei, studenților lor, pentru că na, sunt niște chestii standard, lucrarea de licență nu e o chestie atât de complexă în termeni academici, deci se pot face lucrări de licență asemănătoare sau pornind de la aceeași temă, pentru că oricum le fac oameni diferiți, studenți diferiți. Bun, odată ce ai stabilit tema împreună cu profesorul tău, el trebuie neapărat să fie de acord cu acea temă, poți să te apuci de lucru. Eu recomand să faci chestiile astea cât mai repede anul ăsta, deși spun chestia asta în fiecare an, că ar fi bine să te hotărăști la temă anul ăsta, adică înainte de vacanța de iarnă, și să începi să lucrezi de la începutul anului ca să termin, că o să mai ai diferite examene, o să mai ai poate restanțe, o să mai ai diferite chestii de făcut și nu vrei să te aglomerezi pe sfârșitul de an cu licența. Sunt oameni care încă îmi scriu în luna mai sau chiar la început de iunie uneori că nu știu ce temă de licență să-și aleagă și ei prin 20 iunie trebuie să o prezinte. Și mereu le spun că este extrem de târziu, cam toți îmi spun că nu e adevărat. Anul trecut cred că unul sau doi, dacă nu mă înșel, au revenit și au spus că uite, am făcut tema de licență într-o săptămână de la idee până la final și a fost ok. Poți să faci și asta dacă îți place stresul, bătăile de cap și așa mai departe, eu îți recomand să te apuci cât mai repede. Bun, procesul ăla de creare a licenței nu e foarte complicat, faci o aplicație, dacă ești la info, faci o aplicație, faci ceva practic și faci licența scrisă, 50, 60, 80 de pagini, acolo o să te coordoneze puțin profesorul. Bun, dar să zicem că nu știi ce teme să propui, deși poate să-ți propună profesorul fără nicio problemă. Hai să vedem câteva idei. Am și un articol pe blog de IT.ro unde spun că îți prezint câteva teme așa pe scurt. Dar hai să vedem cum poți tu să cauți idei dacă nu știi de unde să pornești. Mergem înapoi la calculator. Bun, și acum dacă tu nu reușești să vii cu o idee de proiect pentru licență, dacă nu vrei să mergi direct la proiect să-ți dea la profesor să-ți dea el o temă pentru că ți-e rușine, există o soluție foarte simplă și rapidă, să scrii pe Google teme licență info și o să dai peste o mulțime de pagini ca acestea în care sunt mai multe teme de licență de la diferite facultăți pe care tu poți să le iei fără absolut nicio problemă. De exemplu, aici avem site-ul celor de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde este o listă foarte, foarte mare de 80 de teme. Avem, uite, teme din zona educațională, soft educațional cu scop didactic, ceva de genul l-am făcut eu la licență. Aplicație cu PHP și MySQL, tot pe zona de web. Uite, aplicație e-commerce mobilă pentru cei care vor aplicații mobile, asistent personal pe Android. Am văzut ceva cu AI, determinarea stării de oboseală a unui șofer, uite, AI, avem și aici AI. Uite, avem proiecte cu Node.js, aplicație de tip joc educațional, aplicație de tip joc, practic poți să faci chiar și un joc. Lista asta e o listă foarte bună din care ai ce alege. Mergem mai departe, Hyperion, au și aici o scurtă listă, e un pic mai abstractă să zic așa, dar au și chestii ce merg pe zona de web, aplicație web dinamică utilizând Bootstrap++. De când e Bootstrap++, am lipsit un pic, cred că, de pe internet. Aplicație dinamică utilizând Google Maps, JavaScript API, uite, o chestie să facă tracking la, nu știu, la mașini, să calculezi, nu știu, dimensiunea parcelelor de pământ cu Google Maps, tot felul de chestii care se pot face aici. Din nou, e o listă cuprinzătoare, dar un pic mai abstractă decât asta. Și avem și Universitatea de Vest, unde ai teme și niște descrieri. Uite, simularea răspândirii epidemiilor, construirea unui simulator perimetrizabil, parametrizabil, e că unde poți să modifici parametrii,
care să permită simularea răspândirii unei epidemii, așa, și interpretarea statistică a rezultatelor. Da, uite, o temă foarte, foarte interesantă și care îți permite să faci multe chestii, nu-ți zice exact cum ar trebui să fie aplicația aia, pe baza la ce să o construiești, de unde să-ți iei datele și așa mai departe, ai o oarecare libertate. Și sunt și teme în engleză, din câte am văzut, pentru cei care sunteți la limba engleză. Deci, există soluții, intră pe Google și caută teme, licență informatică și o să găsești toate site-urile astea de la facultăți, care o să-ți dea o grămadă de idei. Bun, sper să te ajute acest video. Mersi că te-ai uitat. Dacă ai dat licența recent în ultimii ani, scrie-mi în comentarii cât de greu a fost să faci lucrarea, ce note au luat colegii care au avut cele mai simple lucrări și cât de mult a contat statutul profesorului pe care l-ai avut. Adică, ți se pare că te-a ajutat că ai avut un profesor mai de top sau că te-a încurcat că ai avut un profesor mai, așa, mai slab pe scara ierarhică, ca să zic așa. Mersi din nou că te-ai uitat, spor la cafeluță dacă e dimineață, la mine e foarte dimineață. Sunt și răcit, îmi cer scuze pentru voce, pentru modul în care vorbesc cu tine acum, dar am zis că trebuie să filmez chestia asta, să ajut puțin studenții care sunt în an terminale acum. Dacă te uiți seara după amiaza, mersi că te-ai uitat, poate mai merge totuși o cafea, dacă nu e foarte târziu, dacă nu, un cold rex și să ne vedem cu bine în episodul viitor.